Astăzi pe ProTV mi se pare că, da, a apărut un mesaj video unui cetățean care încearcă cumva să-și facă capital politic sau imagine pe imaginea bună a poliției, care a organizat și a reușit să mențină acel climat normal între poliție, conducerea protestatarilor și protestatari, de fiecare dată când cetățenii au vrut să-și spună punctul de vedere. Și de fiecare dată poliția a reușit cu brio să asigure securitatea evenimentului și toate măsurile respective. 1. Resping categoric toate învinuirile aduse. 2. Consider că unele astfel de persoane care nu sunt prietenoase Republicii Moldova încearcă prin astfel de metode de a destabiliza situația în Republica Moldova. 3. Pentru a fi calificate acțiunile acestei persoane, pentru a fi dată o apreciere juridică și pentru a verifica dacă persoana respectivă nu pregătește ea astfel de acțiuni, dar încearcă cumva aceste acțiuni să le pui în seama altor persoane, am adresat un demers către Procurorul General al Republicii Moldova și către Directorul Serviciul de Informații și Securitate Republicii Moldova, prin care am solicitat să fie examinate acțiunile persoanei respective în baza articolului 274, în același timp să fie luată în vizor persoana respectivă și alte persoane, de a verifica care sunt acțiunile și intențiile acestor persoane.